No, eu sunt un pic expertă în USR și că îmi place foarte mult de ei. Am candidat și la sectorul 1, mi-au furat și voturile, e bine. Eu cred că sunt două motive aici și eu nu cred că, domnul Necuiță, aveți vreo șansă cu ei să ajungeți la capăt, dar e foarte bine ce faceți ca să cunoască cetățenii cu ce se ocupă, cei care îi reprezintă în Consiliul Local și ar trebui să facă lucruri spre binele comunității. Sunt două probleme cu oamenii aceștia de la USR. Unul este că sunt incompetenți, au o problemă foarte gravă în ceea ce înseamnă management, orice fel de management, fie că vorbim de crize, uitați ce a putut să facă doamna Armand la sectorul 1, fie că vorbim efectiv de managementul acesta din administrația publică, pe care ei nu o cunosc. Deci asta este principala chestiune, că sunt incompetenți, nu pricep despre ce este vorba. Iar a doua este aceea că în permanență ei au tendința să blocheze orice fel de inițiativă dacă nu este a lor, căci dacă este a lor fac un tărăboi de n-ați văzut, deci dacă nu li se votează lor vreo inițiativă, e mai rău ca domnul Goie cu dulceața prin Șoșoni, da? Dar pur și simplu ei vor să blocheze absolut tot, ca la finalul zilei când tragi linie, nimeni n-a făcut de fapt nimic. Cu toate că sunt totuși niște sectoare în București care performează. Ele nu sunt sectoarele 1 și 2, sunt sectoarele 3 și 4. Asta este mult cu liții primari, vezi, doamne, că au fost... Stai să vezi că și 5-ul se mișcă. Se va mișca 5-ul, da, și eu sunt destul de ok și cu ce face Ciprian Ciucu la sectorul 6. Dar să știți că mult mai rău decât în București funcționează în țară consilierii USR. Și în permanență ei au impresia că ceva se întâmplă, ceva se fură, cineva vrea să facă ceva rău împotriva oamenilor. Să știți că și incompetența costă foarte mult.